reducerea vizitecilor. Veneau de pe un drum de 10.000 de ani. Viziteca era o stație mamut elaborată în cadrul proiectului de cucerire a spațiului. Fusese concepută de federație ca un vehicul cu accelerație uniformă până la pragul luminic. De aceea, pentru timpul subiectiv al astronauților, călătoria nu durase decât câteva secole. Pe planetă însă se scurseseră câteva zeci de milenii. Viziteca era o lume închisă, vie, autonomă, azvârlită între stelele cerului către o țintă îndepărtată, promițând mult visatul contact cu o altă civilizație, cu semenii noștri într-o rațiune. Complexul spațial fusese asamblat modul cu modul, vreme de un secol, pe o orbită geostaționară. Echipajul temerarului zbor fusese recrutat dintre cei mai entuziaști și pasionați oameni de știință din toate statele comunității internaționale. Astronauții de pe Viziteca au fost cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai curajoși și cei mai bine dotați fizic dintre pământeni, adevărați reprezentanți și mesageri ai civilizației terestre în cosmos. Viziteca se întorcea dintre stele, planetă de titan aluminiu purtând în pântece biotopuri cu autonomie capabil de regenerare, al cărui randament se apropia sensibil de cifra 1. Rolul acestui mediu artificial fusese acela de a crea condiții optime de trai celor câteva sute de generații menite să acopere cu viața lor distanța până la constelația Alpha din nebuloasa Câinii de Vânătoare, unde vreme de o întreagă generație le revenea sarcina de a prospecta planetele îndepărtatului astru în căutare de semeni într-o rațiune. În caz fericit de izbândă, cei de pe stație puteau coloniza lumile propice găsite în cale, dar stația Viziteca avea misiunea de a se reîntoarce cu datele culese acasă. Pe toate aparatele de bord scria cu litere înflorate auriu: vă așteptăm, temerarilor! Înainte de lansare, milioane de pământeni se strânseseră la Astroport să-și a rămas bun cu formule dinainte învățate, scandate prelung sub flori de plastic și steaguri de mătase. Pe parcursul mileniilor, vizitecii aveau să intre în legendă și în mit. Primele generații care s-au perindat pe scoarța planetei încă le mai așteptau sosirea triumfală. Dar după 200-300 de ani, imaginea oglindită în conștiința socială a satelitului artificial ce se rotise cândva împrejurul Pământului spre a se pierde mai apoi în spațiu sclipind la început, ca un al doilea soare pe boltă, se deformase în asemenea măsură în memoria scurtă a istoriei, încât actualilor locuitori ai planetei Viziteca le rezona mai degrabă abasm, a visirosit într-un ideal cu neputință de atins, mai ales după apusul revoltei epoci a romantismului cuceririi și cunoașterii cosmosului. Vizitecii au devenit grandioase proiecții în eter, eroi magnifici, veșnici temerari ai aspirației spiritului către înalt. Secolele au pierit, scurgându-se în eclipsa cosmică. Mileniile au răsturnat cele giganticul ornic ceresc. Vizitecii nu mai erau decât o parabolă încărcată de tâlcuri morale, amintire ancestrală, aiureală împietită în circulația informației în complexul planetar de stocare și sistematizare a cristalelor macroprocesoarelor megasimulatorului de variante. De multă vreme, Pământul renunțase la colonizarea spațiului cosmic, ale cărui planuri se vădiseră până la urmă neeconomice și prea puțin rentabile. Adunarea, stocarea și prelucrarea informațiilor pe simulatorul de variante spulberaseră mitul lui Homo Cosmicus, fiindcă nu mai avea niciun sens risipaia de energie și irosirea de vieți omenești într-o explorări care să dureze generații și generații la rând, când rezultatele similare se obțineau prin simpla acuplare, simulare și inducere pe cortexul planetar al bursei de informații, după care, prin balansări euristice, în numai câteva ore, astronauții pe ordinator puteau parcurge nu câteva sute de mii de ani lumine pe viață, supuși monotoniei fade a unei stații cosmice închise, ci vieți de vieți de interesante expediții și experiențe de pionierat spațial în lumi la care se ajungea nu cu viteza luminii, ci cu viteza gândului. Cât privește avantajele materiale aduse de coloniile spațiale planetei mamă, nimic nu putea fi atât de prețios încât să merite prețul fabulos al unei expediții interastrale de generații. De ce să se aducă din lumi îndepărtate ceea ce se putea la fel de bine manufactura pe Pământ, cu un cost infim comparativ cu tariful prohibitiv al unei incursiuni? Aveau căutare stridile gânditoare de pe Saturn?
era mult mai simplă procurarea lor prin programarea genetică decât capturarea lor la fața locului. Și apoi, din modelele sintetice propuse pe simulator, inginerii geneticieni puteau prelucra, sintetiza și controla prin sinteză directă germenii, astfel încât în numai câteva luni să se poată obține producții mult îmbunătățite, atât cantitativ cât și calitativ, celor naturale, capturate de expediționari cu atâta efort, riscuri și, bineînțeles, consum de energie. Sau, dacă vreun proces tehnologic solicita, să zicem, hipertroniu pulsaric în prag de black hole, ce sens avea să riști o expediție până la o stea neutronică atunci când infima cantitate exploatată cerea cine știe ce sacrificii și rezultate similare? Se puteau obține aceste rezultate prin transmutări dirijate a câtorva megatone de uraniu fără niciun eroism, fără a mai sacrifica viața nimănui. Cât despre întâlnirile cu semeni într-o rațiune, ce sens ar mai fi avut? Dacă erau pe un nivel de civilizație echivalent, legea contactelor preciza primejdia unor conflicte. Dacă erau inferiori tehnici și tehnologic, erau expuși invaziei ca în cazul Americii precolumbiene. Iar dacă ne erau superiori, nu i-am fi fost cei primejduiți. Cele câteva stații lansate în epoca romantică de la începuturile epocii noastre s-au întors acasă una câte una. Și după demontarea lor, au fost folosite în scopuri mult mai practice și utile. Trecuseră deja milenii de când pământenii nu mai lansaseră stații mamut. Viziteca fusese ultima încercare. Vizitecii, având destrăbătut cel mai lung drum pentru stație secular, pentru pământ multimilenar, intrase pentru cei de acasă în basme, nimeni nu mai crezând în existența sa reală și, cu atât mai puțin, în posibilitatea întoarcerii ei. Dar, într-o bună noapte, înaintea ochilor uimiți ai observatorilor cerești, hologramele din sferei nordice au semnalat o stea desprinzându-se dintre stele. Era un obiect cosmic de dimensiuni medii, un planetoid cu mult mai mare decât satelitul natural al planetei, un titan pitic, un monstru superluminic produs al unei tehnici energofage, și inimile sutelor de miliarde ale planetei își opriră o clipă bătăile, pentru a și le relua într-un ritm mult mai accelerat după aceea. Sunt tot vizitecii, spuneau cu evlavie miliarde și miliarde de guri. Viziteca, asemenea oricărui vehicul luminic, nu era înzestrat din concepție cu stații puternice de emisie-recepție. Cu cine și cum și ce mai ales să comunici peste cataracta de spațiu-timp căscându-se între tine și sursa cu cea mai mare viteză dintre toate? Colosul era mut, ca însuși universul din care nevălise, atât de neprevăzut în realitatea sistemului solar. Câtă vreme Viziteca frânase de pe orbita luminică pe traiectoria circumsolară, nimeni nu o remarcase. Și abia după înscrierea ei în cosmocuanta celei de-a trei viteze cosmice, omenirea îi făcuse remarcată prezența. Paraboloizii turnului observatorului se rotiră încet pe axele focalizatoare, reperind ținta. Biliardele de megahergi lansară proiectilul hiperdens. Nu s-a dat nicio explicație. Experiențele anterioare, precum și simulările anticipative, dovedeau fără tăgadă că nici nu putea fi vorba de expunerea civilizației noastre la primejdea unui contact cu vagabonzii ăștia stelari. Singurul gest acceptat de simulatorul de variante era acesta: distrugerea stației. Scintilația uneltei lovi în plin. Pământul nu mai utiliza de multă vreme arme, ci unelte. În noaptea aceea, precum și în nopțile următoare, pământenii au fost martorii fascinanți ai unei serbări cu artificii cât cerul. Floarea de foc deschisă fără ecou pe cerul mut și-a desfăcut corola de pete sângeroase, desfășurându-se și spulberându-se în spațiu, luminând ca ziua nopțile dintre parele la 18 grade nord și 79 grade nord. Îi mai putem considera oare pe viziteci întorși acasă oameni? A fost gestul pământenilor o crimă? Cain l-a ucis pe fratele său Abel? În zecile de mii de ani care despărțeau cele două civilizații în mod atât de fatal diferit, vizitecii reprezentau pentru omenire o specie infraumană. Un eșec de mari proporții. Cam ca brontozaurul sau peștii cu aripi. Vizitecii nu mai aveau loc pe planetă.
Oamenii renunțaseră de multă vreme la înjosirea celorlalte specii prin expunerea la contactul degradant cu specia dominantă. Și asta din două pricini esențiale. 1. Oamenii de astăzi sunt ființe serioase. Nu-i mai amuză circurile și parcurile, petrecându-și încă de la naștere mai bine de 90% din viață pe simulator. Și 2. Pe pământ, alături de om, nu a mai supraviețuit în era noastră nicio altă specie subumană. Cât despre informațiile astea aduse de vizitești, nu mai avea nimeni nevoie de ele. Se referau la locuri și la lucruri de multă vreme cunoscute sau, dacă nu, conțineau informații minore, inutile pe evoluției civilizației și culturii umane. Câtă vreme readaptarea vizitecilor la noua lume era, cum e și firesc, o utopie, coborârea lor pe pământ nu numai că ar fi fost inutilă, dar ar fi periclitat liniștea și ordinea întregii lumi. Se întorceau din stele, de 100, de 1000, de 1000 de mii de generații, unica lor speranță era să ajungă înapoi, acasă. Erau mașini de luptă perfecte, de o întreagă istorie că durase drumul lor până la steluța aceea minusculă din nebuloasa câinilor de vânătoare, nu făcuseră nimic altceva decât să se pregătească să înfrunte orice primejdie, oricât de dificile. Populațiile întâlnite acolo puteau să-i întâmpine cu ostilitate. Ei trebuiau să fie pregătiți de orice. Se întorceau acasă din stele. Dar care mai era casa lor? Se întorceau biruitori. Cuceriseră lumi noi, își lăsaseră amprenta peste tot unde trecuseră. Răseseră din temelie civilizații multimilenare, distruseseră civilizații în devenire, se rotiseră pe orbitele precise ale unor sornoi, implantaseră civilizația terestră aurii și acrimei în toate punctele galaxiei prin care le călcaseră picioarele. Lăsaseră germeni culturii distrucției pe planete cu câmpuri grafice teribile sau pe mărunți asteroizi a căror atmosferă depășea 200 de grade Celsius. Erau invincibili, mesagerii unei lumi tineri, pornită la asalt să cuprindă în ghearele ei întregul univers. Se întorceau dintr-o rută de mii și mii de ani lumină. Se întorceau. Tot ce înduraseră nu avusese drept scop decât această întoarcere. Se întorceau vizitecii. Desigur, ei nu mai arătau a oameni, erau deja altă specie și dacă ai fi extras un vizitec din armura lui din titaniu aluminium, ar fi semănat cu o plasă fără de țesuturi, ca un păienjeniș, ochii două bile negre bulbucate legați printr-o fină țesătură nervoasă de creierul imens pericular, strecura prin toate firidele chiborgului, conștiința de neatinsă a unei mașini cu neputință de zdrobit. Un vizitec rezista la câteva sute de grade Celsius fără nicio suferință fizică, la peste 1000 de grade Celsius. Necesita urgente reparații capitale. Aveau încorporate în structură transmutanțe specifice, așa încât nu aveau nevoie de hrană, nu aveau nevoie de aer, nu aveau nevoie de nimic. Erau total autonomi. Cu ajutorul giganticelor arii puteau atinge viteze supersonice dacă era distrus vreunul, dar rămânea din el fie și un singur cromozom, putea fi reconstituit în câteva ore. Dacă era distrus total, se putea prelua codul lui genetic din memoria computerului stației și era reconstruit în câteva zile prin sinteză directă. Așadar, vizitecii erau indestructibili. Erau arme perfecte. Dar viața lor propriu-zisă nu dura mai mult de 5 perioade scurte de timp. După acest termen, toate celulele îi fuseseră deja modificate, fiind și nedevenind cu totul altul. Identic sieși, dar fundamental străini. Când viziteca a fost distrusă din pântecul ei, s-au răspândit în spațiu câteva milioane de viziteci. Și numai după câteva ore, pe pământ, s-a pornit o ploaie de îngeri metalici, sclipind din arii multicolore fosforescente în irizațiile fereice întregii game de culori ale curcubeului. Veneau vizitecii.